Bună seara și bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre evenimentele din Rusia și revolta mercenarilor Wagner. Ce s-a întâmplat de fapt și care sunt consecințele a ceea ce s-a întâmplat în Rusia? Consecințe atât pentru această țară, cât și asupra războiului din Ucraina. În direct cu noi este istoricul Armand Goșu de la București. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Am spus, discutăm despre ceea ce s-a întâmplat la Moscova și mi-a fost foarte greu ca să dau un nume pentru ceea ce a fost acolo, să folosesc un cuvânt, o noțiune. Ce a fost asta? Școală militară. O școală militară care nu se dorea partea unei lovituri de stat, dar până la urmă este vorba de răscoala unei unități de mercenari care a protestat în felul ăsta împotriva tentativelor puterii de a o reforma, de a o desființa, de a o trece în subordinea Ministerului Apărării. Aceasta este varianta oficială, variantă produsă de șeful acestei grupuri paramilitare, Wagner, de Prigojin. El este vedeta acestui serial care a avut mai multe episoade și care nu s-a încheiat, pentru că vedem astăzi a revenit după tăcere de mai bine de 24 de ore, a revenit cu un mesaj, un mesaj care uluitor, cel puțin la fel de uluitor cum a fost și mesajul de sâmbătă seară, când toată lumea aștepta anunțul intrării coloanei Wagner în Moscova și încolo Prigojin a ieșit cu un mesaj audio și a spus că pentru a evita o vărsare de sânge mai sunt 200 de kilometri până la Moscova, dar el ordonă trupelor sale să întoarcă în cază aproape de linia frontului. Conform planului. Dar tot așa și astăzi mi-a venit și ne-a spus că s-a comportat ca și când n-ar fi existat, nu? A venit cu propria lui versiune asupra evenimentelor și a lăsat să se întreagă în continuare. El așteaptă o soluție negociată, nu, care să fie propusă de autoritățile publice, care să evite dispariția grupării Wagner, așa cum o știm noi, grupării Wagner conduse de... În același timp nu e clar de unde vine cu acest mesaj, se pare că din Belarus, iar o altă sursă de informații, o publicație locală din Belarus, vine cu informația, evident ar trebui controlată și în alte surse, că pe teritoriul Republicii Belarus se construiește o tabără militară pentru mercenarii Wagner. Da, asta era o altă întrebare care a apărut. Pleacă doar Prigojin acolo sau se duce împreună cu echipa? Grea întrebare. N-am un răspuns la această întrebare. El a spus așa, că mercenarii Wagner care au fost solicitați până la 30 iunie să semneze contracte cu Ministerul Apărării în... toți categoric au refuzat. Bun. De aici a și început conflictul. Deci rădăcinile conflictului datează de acum două săptămâni. Deci de vreme ce au refuzat, propunerea făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului sâmbătă seară, când a comentat înțelegerea mediată de Lukashenko între Prigojin și Kremlin, în care el spune că cei care au participat la marșul împotriva Moscovei nu pot să semneze contracte și trebuie să părăsească structurile militare, dar ceilalți care au fost în lagărele, în taberele de instrucție ale grupării Wagner și care nu au participat la marșul împotriva Moscovei, dacă doresc pot să semneze contracte cu Ministerul Apărării. Nu e clar dintre mercenarii Wagner, să spunem undeva la 25.000 de oameni câți au mai rămas acum, câți pot să plece împreună cu Prigojin în Belarus, câți se duc în Africa, câți... Înțeleg că nimeni nu mai rămâne să semneze, nu? Câți ies din cadrele acestor instituții militarizate, private, de stat? Da. Domnule profesor, dar până la urmă de ce ar avea nevoie Lukashenko de așa ceva pe teritoriul Belarusului? El nu are nevoie de așa ceva. Din contră, amintiți-vă că în anul 2020, înainte cu câteva zile de alegerile prezidențiale din Lukashenko, din Belarus,
a fost un mare scandal legat de prezența vreo 31-32 de mercenari Wagner. Atunci Lukashenko a venit și a spus că acești mercenari au venit să dea o lovitură de stat în Belarus. Ei, de fapt, spuneau că sunt în trecere prin aeroportul din Minsk către alte destinații din nordul Africii, iar s-a dovedit, nu niște anchete jurnalistice foarte ingenios făcute, au dovedit că de fapt era o operațiune a serviciilor secrete ucrainene care încercau să-i atragă în cursă pe militari ruși, mercenari Wagner, care participaseră la luptele din Ucraina și în ultimul moment, nu știu ce defecțiune, s-a întâmplat la Kiev și n-au mai fost aduși în Ucraina, au rămas în Belarus. Păi și acum cu ce s-a schimbat situația? Păi eu cred că e interesat Lukashenko, nu propriu zis în persoana lui Prigojin, nu să-i aducă pe mercenari la el, ci să-i facă servicii lui Putin. El punctează în fața lui Putin. E un raport, cum să spun, de putere între el și Putin. Dacă vă uitați la toate imaginile, toate întâlnirile celor doi președinți, nu? Cum țin picioarele, cum se uită unul la altul. E un raport. Lukashenko e un individ mare, masiv, atahală, cum am spune noi, da? Putin e mic, mai... Și vezi jocul, limbajul corpului, cum... Ei, bun, deci ei din 99 sunt într-o competiție. Înainte ca Putin să fie desemnat de Boris Yeltsin drept succesor, în mai, în timpul crizei politice de la Moscova, comuniștii l-au adus pe Lukashenko să vorbească în Duma de Stat. Opoziția de atunci, comunist naționalist, considera pe Lukashenko drept candidat al său, cel mai bun candidat pe care l-ar fi putut imagina la succesiunea lui Boris Yeltsin. Ori în momentul în care a venit Putin și a devenit președinte, vă dați seama că între el și Lukashenko, între Putin și Lukashenko, s-a constituit așa un fel de competiție cine e mai influent. Ori Lukashenko e dator lui Putin menținerea la putere după în 2020, ce s-a întâmplat atunci cu alegerile, cu protestele, nu, ajutorul pe care i l-a dat Rusia Putin. Gândiți-vă la faptul că Belarus funcționează, nu a dispărut ca stat pentru că este susținută de Rusia, e la dotație, cum se spune, pur și simplu miliarde de dolari din petrol, din produse petrolere, din tranzit de petrol, ajung în bugetul Republicii Belarus prin bunăvoința lui Putin, în momentul în care Putin își pierde această bunăvoință, și atunci normal că un individ cum e Lukashenko trebuie să sară cu una la chipiu de câte ori stăpânul lui de la Kremlin are nevoie. Când a avut nevoie? A avut nevoie în 2014, a avut nevoie în 2015, înțelegerile de la Minsk, și lui Lukashenko îi place să joace rolul ăsta de mediator, de moderator, nu? E cum mediază între Ucraina și separatiști și Rusia, așa moderează și într-o competiție internă în Rusia între Prigojin și Putin. De fapt, între Prigojin și Putin. Să nu complicăm lucrurile mai mult decât e cazul. Spuneți-mi, vă rog, poate fi luată în calcul ipoteza că, de fapt, mercenarii ar putea ataca Ucraina, da? Nordul Ucrainei fiind pe teritoriul Belarusului? Așa, asta este una din ipotezele care ar fi fost vorba de o cacealma până la urmă și că Wagnerii ar fi fost trimiși acolo pentru a ataca Ucraina din acel punct. Puțin probabil să se întâmple ceva. Bun, eu nu exclud aproape absolut nimic. Rusia e o țară plină de surprize, iar Prigojin este personajul care poate oricând să-ți oferi cel mai mare surpriză. În același timp, totuși, nu trebuie să scăpăm din vedere câteva detalii importante. Da. Unul dintre ele este acela că Prigojin este cel mai influent, nu? Să zicem influencer, să spunem, personaj politic fără să fie politician, de pe scena de la Kremlin, da?
fără să fie parte a sistemului. Tocmai asta e partea interesantă. El vine în afara sistemului, că aici e dificultatea sistemului de a-l recunoaște, de a-l integra acolo în jocurile politice de la Kremlin, care vine și contrazice versiunea oficială a războiului. Înainte să pornească vineri acest marș la Rostov și după aceea Varone și Moscova, el a ținut un discurs în care iar a contrazis versiunea oficială, narațiunea promovată de Putin de un an și jumătate privind război. El a spus că ăsta e un război de cotropire, că e un război care este dorit de oligarhi, că oligarhii după ce au jefuit Crimea și o parte din Donetsk și Lugansk acum vor să jefuiască întreaga Ucraina, că armata rusă ia bătaie, că e prost organizată, că e hipercoruptă, că e un dezastru, că trebuie urgent schimbat Șoigu și Gerasimov, că duc Rusia în colaps. El contrazice în ultimele lui discursuri, amintiți-vă, la sfârșitul lunii mai, după ce anunță că a ocupat Bahmutul și că se retrage, el vine cu discursuri lungi, care nu state pe televiziune din Rusia, dar sunt preluate de așa numiții Voenkor, corespondenții militari, nu, care au canale Telegram și care umplu locul lăsat liber de televiziuni. Deci toată lumea știe de Prigojin, toată lumea știe că Prigojin contrazice versiunea oficială. Ori în acest moment, cum să spun, să vii să-l mai utilizezi pe Prigojin împotriva Ucrainei, după ce se atace Ucraina din spre Belarus, după ce Prigojin zice că e o prostie începerea războiului împotriva Ucrainei, iar ar suna destul de straniu pentru o societate normală, pentru niște oameni normali și politic și... Dar în cazul lui Prigojin nu bag mâna în foc că lucrul ăsta nu garantează nimeni că nu se va întâmpla, dar repet, e puțin probabil. Da, cum, haideți să vedem în acest moment cum a ieșit Putin din toată povestea aceasta, pentru că l-am văzut așa cum înainte nu l-am mai văzut, în acel discurs vorbesc. Ulterior, după ce Prigojin a decis să se întoarcă, da, marșul să se încheie, punctăm că Prigojin nu era în fruntea marșului, el a rămas la Rostov acolo. Exact. Și vedem de fapt că la câteva ore după ce Prigojin a fost numit trădător și că a lovit în spate Rusia și armata și așa mai departe, dosarul împotriva lui se clasează, asta spune purtătorul de cuvânt al lui Putin, pentru că astăzi am văzut de fapt că acel dosar nu s-a clasat, ceea ce spune parchetul, deci totuși continuă lucrurile. Dar cum l-ați văzut pe Putin în această istorie? Ce a obținut și cum a ieșit de aici? E vorba de percepție, pentru că, de fapt, nu știu exact ce s-a întâmplat. Putin, dacă și-a dat acordul să și-a participat la acele negocieri, în ce fel, știm că a discutat, nu? E un comunicat al președinției că a discutat cu Lukashenko. Nu știm dacă Putin i-a dat lui Lukashenko doar condițiile în care Prigojin se poate preda sau Prigojin și-a putut negocia acel exit, care vedem că de fapt nu e exit pentru că Prigojin e mai prezent decât era înainte în treburile Rusiei. Dar faptul că Putin a dispărut de atunci spune totuși ceva despre, e vorba de lipsă de control, e clar că e în lipsă de control. Bun, el de regulă e un tip de politician teflon, el evită să iasă la public când nu e sigur, el nu vrea să joace cărți politic, nu e un actor politic
pusă sub căruia să-i placă lumina reflectoarelor. El preferă aranjamentele prin spate. El gândește politica mai degrabă ca un ofițer de informație, chestii de culise, nu are un tip de carismă din ăsta de politician populist din Occident. Și în cazul ăsta, el iese cu o declarație foarte dură, niciodată n-am mai ieșit cu, împotriva unei persoane de care leagă o istorie lungă din Leningrad, din tinerețea lui. Ori aici e dificultatea, l-a făcut trădător, nu? A spus de două ori că ce face trădător. Acum știm că pentru un timp cu mentalitatea lui Putin, trădător e mai rău decât dușman. Nu, nimic nu e mai rău decât să fii trădător. Face comparația cu 1916, trimite la război civil, deci este foarte, foarte, cum să spun, nervos și doritor să-l pedepsească pe Prigojin. Și afli peste câteva ore, drept direct de la Putin și de la purătorului de cuvânt, că nu, da. Prigojin, trădătorul, pleacă bine, mersi. Și mai mult decât atât, vezi în toată sâmbătă seara și imagini cu Prigojin făcând cu mâna bezele prin centrul Rostov pe Don și selfie-uri cu publicul de acolo. Ceea ce evident e șocant pentru oricine, inclusiv pentru Putin sau chiar pentru electoratul nuclear al lui Putin, pentru acel zeci de procente de electorat dur, care orice ar fi votează cu Putin. Deci e o dificultate foarte mare din momentul ăla să-l mai consider pe Putin un om care e în, cum să spun așa, în control la Kremlin asupra evoluțiilor din Rusia. Deci aparent Putin a pierdut cel mai mult de pe urma acestui conflict. Dar repet, conflictul e în desfășurare. De ce se nu știm asta? Mâine dimineață da. Ce aflăm, ce se întâmplă pe. Noi avem doar versiunea promovată de Prigojin. Noi nu avem altă versiune. Poate că de fapt e o operațiune mult mai sofisticată. Prigojin e și el doar un pion în această operațiune și operațiunea asta de fapt vizează deschiderea unei perioade de transfer de putere care să ducă la dispariția lui Putin și la apariția, nu știu, altui lider în jurul căruia elita politică moscovită să strângă rândurile. Nu știm, eu speculez în momentul ăsta. Problema mea este că nu am informații decât de la o parte, de la Prigojin. Moscova, oficialii ruși nu contrazic versiunea lui Prigojin, ceea ce mi se pare dintr-o dată suspect. Putin dispare sâmbătă, e avionul prezidențial, cele două avioane prezidențiale, ilurile. Pleacă de la Moscova, aterizează la punct că vine Peskov și spune de două ori, sigur, președintele în cabinetul lui lucrează, e informat tot timpul și Peskov minte cum respiră. Așa. Deci sunt o grămadă de elemente care nu fac decât să indice o criză profundă la nivelul puterii supreme în Rusia. Atunci când se vorbea despre diferite tabere, da, care vor, adică dumneavoastră ați făcut aceste declarații anterior într-o emisiune la ProTV chiar, spuneați că va veni momentul în care Putin va fi înlăturat și există acolo mai multe tabere care, eu știu, vor începe să regleze conturile. La asta v-ați referit? Adică după ceea ce am văzut noi acum, va mai încerca cineva să facă o lovitură de stat la Moscova sau deja se vor teme? Sau dimpotrivă? Dar nu știm dacă asta a fost o lovitură de stat sau era un context în care această răscoală a soldaților nu cineva s-a gândit să o utilizeze pentru a negocia un transfer de putere sau a-l forța pe Putin sau a forța o parte din echipa lui Putin sau anturajul lui Putin. Sunt niște detalii interesante acum, dar trebuie să-ți pleci urechea la tot felul de canale Telegram și la posturi obscure, de pildă. Rosatom, care e sub controlul Kirienko, nu
șef adjunct al administrației prezidențiale, Serghei Kirienko, nu, și principal sfetnic al lui Putin în privința politicii interne rusești, Rosatomul, spuneam, are și el un grup de mercenari. Și înainte, cu câteva minute, ca Prigojin să anunțe că nu oprește înaintarea și ordonă întoarcerea mercenarilor în cazărmile lor, acest grup de mercenari al Rosatomului a spus că se alătură oamenilor lui Prigojin. În același timp sunt tot felul de informații ciudate despre Ahmat, despre cecenii care au fost trimiși la Moscova și care n-au apucat să intervină. Putin sau Kremlinul și presa nu, care îl susține pe Putin au interpretat invitarea cecenilor și trimiterea lor la Moscova pentru a susține pe Putin împotriva lui Prigojin, cu care Kadyrov este în conflict din luna ianuarie, dar amintiți-vă, înainte au fost foarte apropiați și au și schimbat niște comandanți ai operațiunii din Ucraina. Și au spus că, de fapt, cecenii ăștia ar fi urmat să se alăture mercenarilor Wagner și nu să lupte împotriva lor. Deci sunt tot felul de informații, care mai de care mai ciudate, mai greu de verificat, pentru că asta e problema, e greu de verificat. Avem instituții ale statului care n-au funcționat, un grup de 3.000, spun unii, Reuters a spus 5.000 de oameni, care a trecut ca prin brânză o coloană. Ce să faci cu 5.000 de oameni în Moscova, care e un oraș cu 12-13 milioane de locuitori? Ce să ocup cu oamenii ăștia? În același timp vedem la nivelul grupării Wagner, coloana a fost condusă de Dmitri Utkin, care este fost colonel GRU, cel care a înființat, fondatorul de fapt al grupului Wagner, care i-a și dat numele de Wagner pentru că porecla lui era Wagner. Și porecla lui a fost preluată de, și care s-a declarat nemulțumit de ordinul lui Prigojin de a se întoarce în cazări și el împreună cu niște soldați au refuzat executarea ordinului, dar iar nu se știe unde s-au dus ei, Utkin cu acei soldați care au refuzat executarea ordinului. Deci senzație de haos și leg aici și de anunțul Ministerului Foreign Office-ului Londra, care atrăgea atenția că ne putem să nu ne mire dacă în Rusia stăm la un colaps și trebuie să ne pregătim pentru orice fel de evoluție a situației din Rusia. Domnule profesor, Prigojin spune că ne întoarcem, da, pentru că nu vrem vărsare de sânge. Până în acest moment niciun mercenar nu a fost ucis. La Sol niciun om n-a fost ucis, a precizat el, pentru că știm că au murit cei care se aflau în elicoptere, avionul acela care a fost doborât și așa mai departe. Încă nu e clar, sau este, da? Câți oameni au murit în total în această... Un avion spunem, Tu-22 erau 10 oameni, n-aveau nicio legătură cu marșul, nu primiseră niciun ordin să, nu știu, bombardeze, să atace coloana. E absolut aberant acel atac și vedem avionul prăbușindu-se de la mare înălțime. Avem 6 elicoptere care au fost atacate, iar Prigojin a văzut ce a ridicat din numele și a spus ce căutau acolo? Soldații mei lovesc orice zboară. A promis că pentru cei 10 militari care se aflau în avion oferă familiilor compensații substanțiale bani. Numai că numărul e mult mai mare. Avem cel puțin pentru 2 grăniceri informații că au fost uciși și mai avem informații care se pot confirma din mai multe surse că și alți militari au fost uciși. Deci ce spune Prigojin că nu a omorât și că nu-s morți, e o minciună. Recent, acum câteva minute, Baza și alte canale Telegram au pus în circulație un video în care se vede cum coloana de mercenari
în jurul Voronejului, înaintând spre Moscova, este lovită de un obuz tras dintr-un elicopter și pur și simplu merge pe șosea și pur și simplu se vede coloana și este o mașină care vine în direcția opusă, sunt niște înregistratoare de bord, se vede perfect cum este. Deci sunt și morți, sunt și răniți, și în aer, și la sol, deci Prigojin, care de obicei minte. Și problema mea este că noi încercăm să tragem concluzii și să desenăm nu narațiuni, pornind doar de la o poveste spusă de Prigojin, fără să avem și alte variante. Există și alte surse. Pe de altă parte, cum a fost posibil ca ei să pună stăpânire pe Rostov fără ca cineva să se opună? Ba chiar mai mult am văzut că unii soldați ar fi spus că ar fi primit ordin ca să nu se opună și să le permite să intre. Altfel nu mi-explic de ce nu au ripostat. Cum să ajungi să controlezi este Iujnii Voieni Okrug, comandamentul de armatei ruse. Ăla e statul major de unde se comandă în războiul din Ucraina. Acolo sunt cei mai importanți generali. Cu câteva ore înainte de acolo a plecat ministrul apărării. Și Prigojin intră și ocupă toate acele birouri fără să tragă un foc de armă, fără ca nimeni să-l oprească. Și apoi vezi acea discuție halucinantă de sâmbătă dimineață, de la 7:30, el cu doi generali, cu adjunctul lui Șoigu, care, bun, e un tip foarte important, dar a fost general de Ministerul de Interne. Tipul ăla a fost președintele Ingușetiei, mai multe mandate, și Prigojin, un infractor până la urmă, nu? Care nu are în statul rus sau statul numit Federația Rusă nicio funcție publică asumată, vine și spune: tu nu vorbești cu mine la T. Și îl ia pe Alexeev, care e iar un adjunct al ministrului, un tip foarte important, nu mai ales pe zona de GRU, de informații, și care știe foarte bine pe Prigojin, a lucrat cu... Și Alexeev spune ceva halucinant. Spune: am venit după Gerasimov, dați-mi-l pe Gerasimov și pe Șoigu. Și îi spune Alexeev: Zabiraites, ia-i și pleacă cu ei. Da. Este greu de conceput o așa atitudine. În fine, au dispărut cu toții de atunci, n-au mai apărut, nu se știe unde sunt, n-au mai ieșit să răspundă la telefon. Au rămas în Rostov pe Don, s-au întors la Moscova. Foarte stranie aceste istorii. De asta cei care vin și propun conspirații, explicații din astea mai conspiraționiste, într-un fel sunt și îndreptățiți să o facă, de vreme ce din spațiu public lipsesc informații esențiale, elementare. Instituțiile statului nu comunică mai nimic, sau când comunică, ascultați-l pe Peskov sâmbătă seară. Își caută cuvintele, are pauze mari, are niște bâlbe. Nu l-am văzut în viața mea pe Peskov vorbind în felul ăsta. Asta înseamnă că la Kremlin a fost panică, totuși. Dacă au plecat avioanele, dacă nu știm unde a fost președintele, e de presupus că a noi fost... Noi nici acum nu știm unde este. Nici acum nu știm, exact, cum nu știm unde este. Nici Șoigu nu știm unde este. Șoigu, exact. Ni s-a pus la dispoziție azi dimineață un film, nu? Ni s-a spus că este făcut ieri, nu, și la o anumită oră, iar cei care au analizat imaginile din film, e un film mut, nu se aude absolut, exact. Se văd doar buzele mișcându-se. Din păcate, văd ei pur și simplu acolo pe ceasurile de la mână pe care au uitat să le acopere, se vede că e altă oră și se vede că e altă dată pe ceasul respectiv. Deci pur și simplu informațiile pe care încercau să le pună în circulație ca să le acopere pe Șoigu sunt false. Da, deci clar că la nivelul imagine elitei în momentul ăsta se întâmplă ceva, e un scandal enorm și e un blocaj.
Da, vedem aceste imagini și ceea ce ni s-a spus este că el ar fi inspectat niște unități militare în rusești în Ucraina. Șeful, deci tabăra Zapa, de unde se desfășoară operațiunile militare acolo, apare imagine cu el în avion, după aceea apare imagine când el coboară la un punct de comandă și acolo o să-l vedeți arătând niște hărți, presupun că aceste imagini le rulați și dumneavoastră. Da, da. Propun să luăm o pauză, o foarte scurtă pauză și după aceea să ne întoarcem și să vedem ce urmează. În primul rând să vedem dacă există, eu știu, varianta că Șoigu și Gerasimov ar putea fi înlocuiți așa cum a cerut Prigojin, dar și care sunt consecințele a ceea ce s-a întâmplat asupra contraofensivei din Ucraina, asupra războiului în general. Rămâneți cu noi, ne întoarcem repede. Continuăm. Înainte de pauză, tocmai spuneam, care sunt șansele ca Șoigu să fie schimbat și cu cine? Nu știu. Acum se anunță, ăsta e breaking news-ul de câteva minute, că Putin îi așteptă să facă declarații în seara asta. Peskov a confirmat acest lucru, primul canal, Pervi Canal anunță că Putin, deci seara la ora 10, oră neobișnuită pentru declarații de rutină, Putin va ieși la presă și va face declarații. Mă aștept să îi răspundă lui Prigojin, pentru că Putin, dacă nu îi răspundă lui Prigojin, transmite un mesaj foarte prost, de maximă slăbiciune. Deci el încearcă în felul ăsta probabil să salveze aparențele și să transmită un mesaj în sistem că ei încearcă și controlează lucrurile, pentru că altfel nu va fi dramatic. În același timp poate să anunțe și schimbarea lui Șoigu, deși Putin știe foarte bine că nu acceptă să ia decizii sub presiune, deși e un context excepțional ăsta și putem să ne imaginăm că în jurul lui Putin sunt destui actori politici care îl presează să schimbe. Mi-e greu să cred, mi-e greu să admit că totuși Putin va decide schimbarea lui Șoigu. Altfel, pentru un locuitor, ca un locuitor al lui Șoigu, a fost vehiculat Dumin, fosta gardă de corp al lui Putin, din 2016 guvernator de Tula. Știm că este preferat lui Putin, în anturajul lui Putin este preferat de mulți și chiar Prigojin, dacă cumva mai contează ce ar vrea Prigojin, îl preferă pe Dumin. Este tânăr, este energic, este loial lui Putin, se bucură de maximă încredere din partea lui Putin, iar în timpul acestei crize de weekend s-a putut vedea că el a fost guvernatorul de lângă Moscova, singurul guvernator care n-a declanșat situația excepțională pe teritoriul oblastiului, regiunii sale. Altă personalitate militară care se află în grațiile lui Prigojin și ar putea să ocupe poziții importante în conducerea armatei ruse, e generalul Surovikin, considerat cel mai capabil general rus și se vorbește, e în cărți pentru funcția de, bun, sau Prigojin l-a făcut să fie în cărți pentru funcția de șef al Marelui Stat Major. Deci în locul lui Gerasimov, da? Valeri Gerasimov, exact. Da, deci cel puțin dacă aceste vine... două nume, mai sunt și alte câteva nume care sunt vehiculate. Dacă Putin face aceste schimbări sub presiunea lui, el nu face decât să legitimeze și să nu transmită un mesaj foarte prost, adică tot ce a făcut Prigojin până și marșul asupra Moscovei, cu tot, cu morții, cu, a fost îndreptățit, pentru că, iată, a avut dreptate. Ne spune Putin că a avut dreptate făcând aceste schimbări de cadre importante.
Înțelegem că ar putea urma această schimbare, doar că nu s-a făcut acum pentru a nu da de înțeles că Prigojin a avut dreptate atunci când a cerut aceste schimbări. Și asta este o explicație. Pe de altă parte, ce se întâmplă pe front ar putea să-l oblige pe Putin, pentru că informațiile de pe front sunt că contraofensiva ucrainiană obține rezultate bune. Asigurările pe care le-a primit Putin că acele linii de apărare sunt atât de tare, atât de solide, că ucrainienii n-au cum să le dea jos, că nu, cel puțin în această campanie, care ucrainienii n-au avioane, nu au rachete aduse pe linia frontului pentru a forța spargerea liniilor de apărare rusești, nu sunt imposibile, deși iată, vedem, nu, sunt posibile. Ucrainienii înregistrează succes după succes. Sigur, nu sunt niște operațiuni extraordinar de spectaculoase. Nu ne așteptăm ca în septembrie anul trecut armata ucraineană să elibereze în 5 zile peste 10.000 de kilometri pătrați. Nu se va mai întâmpla ca în Kharkiv, dar înaintează, avansează în ciuda asigurărilor pe care le-a primit Putin că rușii vor rezista. Uite că nu rezistă. Deci vor trebui adoptate niște măsuri de genul ăsta. În același timp, eu nu m-aș mira în seara asta să mă trezesc cu Putin că vine și declară stare excepțională, declarăm, nu știu, mobilizare sau... Deși Putin a fugit tot timpul de ideea de mobilizare. Situația de pe front e proastă, situația din interior e proastă, nu? Și poate lui Putin să-i vină ideea, dar e prea multă libertate. Hai să creăm un cadru juridic ca să evităm astfel de răscoale militare ca cea pusă la cale de Prigojin. Acum, încă un lucru care a ieșit la iveală și a fost absolut surprinzător, da? Ușurința cu care coloana mercenarilor a ajuns până la aproape 200 de kilometri de Moscova, pe lângă faptul că a fost luat și orașul, au pus stăpânire pe Rostov, totuși nimeni practic nu i-a oprit. De ce? Aici sunt mai multe explicații. Una că... cel puțin trei, haide să mă limitez la trei. Una, că armata rusă e ocupată cu războiul în Ucraina, că nu mai erau soldați ruși în spatele frontului ca să intervine, să oprească. Nu sunt foarte convins de această explicație, dar e și ea pe masă, a fost poate cel mai des invocat. A doua explicație este că, de fapt, această școală militară era semnalul pentru un complot mai mare, și în care complot erau implicați foarte mulți generali și că acei generali au dat ordin unităților pe care le comandau să nu intervină împotriva lui Prigojin. Prigojin chiar aștepta să se alăture cu soldații lui. El a plecat cu 3-4-5 mii de soldați spre Moscova, la porțile Moscovei Prigojin visa să ajungă cu, nu știu, 40 de mii, 30 de mii de soldați, dar oricum nu cu 3 mii de soldați. Ceea ce iar nu s-a întâmplat, nu știm de ce, nu s-au pus de acord asupra unor detalii, nu s-a încheiat o negociere privind succesiunea, speculăm. Nu? Și mai e și o a treia explicație, nu? Și ea mi se pare că e îndreptățită, totuși Prigojin e cunoscut ca omul lui Putin, nu? Și ani de zile a fost povărul, a fost bucătarul lui Putin, da? Apare cu Putin împreună în poză, apar informații despre legăturile lor vechi din Leningrad de tinerețe, despre felul în care, nu, Prigojin cu restaurantele lui era prieten cu Putin, Putin ducea la restaurantele lui Prigojin pe toți oficialii, vizitatorii străini care veneau la Leningrad, apoi la Petersburg. Gândiți-vă ce era în mintea ofițerului rus și soldatului, cum să trag eu un prietenul lui Putin. Nu? Și atunci întorcea privirea în altă parte sau ați văzut gaișnici, au văzut de la circulație, poliția de circulație. Pur și simplu au venit și făceau semne ca să treacă coloanelor. Și coloanele treceau.
Da, coloanele treceau, oamenii au fost lăsați să pună stăpânire pe birouri acolo, bine mersi, și la fel de surprinzătoare a fost declarația lui Prigojin, care spune că nu vrea vărsare de sânge, așa că ne întoarcem. Păi, dar el când s-a pornit nu știa că... Adică, cum să înțelegem această declarație? Nu era clar unde s-a pornit și nu era clar că ar putea fi vărsare de sânge? Deci Prigojin, spunând lucrurile astea, el ce ne spune? Spune, eu n-am vrut nimic. Eu am vrut doar să-mi apăr mercenarii Wagner. Și m-am dus până la 200 de kilometri de Moscova, am traversat Rusia 800 de kilometri cu camioane, cu tancuri pe ele, ca să-i atragă atenția lui Putin. Putin n-a vrut să negocieze cu mine. Eu am încercat să-mi salvez nu pielea mea și pielea acestor mercenari care nu vor să fie vărsați în armată. Este un narativ pe care unii nu-l acceptă. Nu știu, și mie mi se pare greu de admis. Adică ori e nu, idiot Prigojin, cum să faci așa ceva? Ori e un complot de fapt mult mai mare, iar acum Prigojin a mai ieșit odată astăzi tocmai ca să infirme acea narațiune, ideea complotului, și să reconfirme propria narațiune. Da, domnule, eu am venit acolo ca să-mi salvez mercenarii Wagner. Dar mie mi-e greu să cum să spun, pentru că totuși dacă te uiți la el, sigur el nu e un politician. În același timp marșul dreptății, nu să pleci, păi să numești marșul pe care îl faci tu la Moscova marș, nu spravedlivăți, marșul dreptății, păi asta mi se pare o declarație politică. Asta are valoare de program politic. Nu? Și să vii de câteva săptămâni să repeți în interviurile tale nu? Că trebuie acționat împotriva corupției, că trebuie acționat împotriva birocrației. Nu? Toate ideile astea, iar astea mi se par mesaje politice, adică nu pot să accept că nu e un simplu marș pentru câteva sute sau câteva mii de oameni că nu vor să semneze nu știu ce contracte cu Ministerul Apărării. De asta cei care vin și cu aceste teorii puțin conspiraționiste pe care eu mă feresc să le accept, nu... Par să aceste teorii să aibă logica lor în situația, în contextul în care nu obții decât varianta lui Prigojin, și aștept cu nerăbdare în seara asta să văd ce o să ne spună președintele Putin și ce o să facă el cu Prigojin, pentru că dacă nu ia măsuri clare împotriva lui Prigojin, dacă nu vine și întărește, nu spune că nu e niciun deal, că Prigojin trebuie să ajungă în pușcărie, că este un trădător, înseamnă că nu, președintele Putin deja toate semnele de slăbiciune. Ce se va întâmpla cu Prigojin? Pentru că unii spun că ori va fi lichidat, ori va fi lichidat. Da, n-am găsit multe variante printre comentatorii și analiștii ruși, pentru că știe, nu, logic ar fi să fie lichidat, pentru că știe mult prea multe lucruri, a fost mult prea apropiat de Putin, în același timp... A făcut ce a făcut și nu poate rămâne nepedepsit dacă e să... Și asta e trădător, trădătorii trebuie să nu... un blond rece într-un plământ cald, absolut. Aici e o chestie de onoare pentru... Gândiți-vă că totuși avem de-a face și Putin și Prigojin și alții cu mentalitate mai degrabă de lume criminală, de servicii secrete, de băieți din spatele blocului, din găși de cartier, care știu să taie unii pe alții, știu să se șantajeze. Și eu nu sunt convins, de pildă, că un tip cum e Prigojin, nu, care știe regulile găștilor, benzilor de cartier, lumii criminale, nu a pus niște nu compromaturi, niște materiale compromițătoare undeva într-un seif în Elveția sau, nu știu, la Istanbul, într-o bancă, și în momentul în care îi se întâmplă ceva, niște casete, n-ar putea să plece spre niște redacții din Occident.
Deci lucrurile sunt mai complicate aici și cred că și cei care nu se gândesc să acționeze în felul ăsta lichidându-l pe... Da, să știți că majoritatea comentatorilor ruși pe televiziuni, pe radio rusești, din cele din exil unde e libertatea de a comenta, au spus că nu prinde Crăciunul, nu prinde Anul Nou Prigojin. Da, n-are cum să... Cum se va răsfrânge toată această situație asupra războiului? Eu cred că din punct de vedere al, nu, al moralului soldaților ruși, lucrurile astea n-au cum să nu lase urme. Nu, ei se uită și ce să află, ce să petrece, ce să petrece acasă, ce să transmit pe aceste canale Telegram, și când vezi în spatele tău acea încreștare între Prigoji, acele acuzații, acele, și tu ești pus să aperi, nu, să lupți împotriva contraofensivei ucrainiene, numele unor idei care nu sunt niște ale tale și le vezi contrazise de Prigoji cu argumente la cel mai înalt nivel. Deci eu cred că din punct de vedere, cel puțin din punct de vedere, moralul militarilor ruși ar putea să fie afectat. Dar evident, cum să spun, contează mașina de propagandă rusească în ce măsură ea reușește să vină, să intervină acum și să remedieze nu, aceste disfuncții înregistrate după episodul Prigojin. Va reuși Putin să-și întărească pozițiile? Pentru că acum am văzut inclusiv și un Putin slab, adică, cum să zic, vulnerabil într-un fel, da? Dacă niște o coloană de mercenari ajunge la palatul tău și tu trebuie să fugi. Și un pic speriat l-am văzut pe Putin, așa cum nu l-am mai văzut până acum. Va reuși să-și întărească pozițiile sau mai curând totuși va fi schimbat? E puțin probabil să-și mai întărească pozițiile. Arată destul de slab, arată depășit de situație. Sunt foarte curios ce va spune în seara asta peste câteva minute în declarațiile publice pe care le-a anunțat. Dar eu cred că el și fizic e deja epuizat. Cred că în jurul lui... Nu, anturajul îi spune că trebuie să înceapă niște, nu doar înlocuiri de Șoigu cu altcineva, ci să ia măsuri mai radicale, fie într-o parte să nu decreteze mobilizare generală, să amenințe Occidentul cu folosirea armelor nucleare, fie de cealaltă parte să caute o soluție să iasă din războiul cu concesiile pe care le presupune. Or, eu cred că anturajul lui Putin ar putea pe el să-l forțeze să facă acești pași, după care să fie scos din scenă, pentru ca cine vine după Putin, succesorul lui, să aibă mâinile dezlegate, să poată acționa ceva mai liber. Asta dacă reușește să-l convingă pe Putin să iasă din scenă, dar Putin o să vrea niște garanții că nu va ajunge la Haga, nu vrea să pățească soarta lui Milosevic. Ce garanții să-i oferă lui Putin sau Putin nu să poate el să creadă în garanțiile astea dacă nu lucrurile evoluează negativ, iar e puțin probabil că asta se întâmplă. Deci mai degrabă există în acest moment destul de probabil un scenariu negativ, o criză puternică în Rusia, că fie prin înlăturarea fizică a liderului Rusiei, fie printr-o încercare de nu forțare a unui transfer de putere, ei să mimeze niște garanții pentru Putin, și atunci va rămâne de văzut. Vine Mișustin, primul ministru conform Constituției, organizează alegeri, transferă puterea direct Consiliului de Securitate lui Patrușev, se realizează în jurul fiului lui Patrușev, ministru agriculturii mai tânăr și care înțeleg că ar fi preferatul elitei de la Moscova pentru succesiunea lui Putin, se realizează un consens, pentru că elitele politice în Rusia nu sunt foarte diverse, sunt multe grupări acolo, elite regionale, elite civile,
central, ai multe instituții militarizate, e greu de negociat. A fost greu în 1999, când n-a fost război. Astăzi va fi aproape imposibil de negociat un transfer de putere, de asta mai degrabă e posibil o variantă sângeroasă de evoluție a Rusiei. Da, domnule profesor, înțeleg că mai sunt câteva minute până când Putin va face acel anunț despre care toată lumea vorbește. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. O să vedem ce va spune liderul de la Kremlin și cum se întâmplă lucrurile. Eu, dacă ar fi după mine, am fi rămas încă 10-15 minute ca să vedem ce spune și să comentăm ulterior, dar îmi dau seama că acel discurs trebuie ascultat, analizat și după aceea să avem niște concluzii pe marginea lui. Așadar, vă mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit în această seară. Este ultima emisiune înainte de vacanță, dar pe parcursul verii vedem ce se va întâmpla și, dacă va fi necesar, ne vom vedea din nou aici la ProTV. Vă doresc o vară liniștită!